Salutări, băi fraților! După cum am promis, o să fac un mic update astăzi, pentru că m-ați întrebat, băi, cum ai reușit să slăbești 4 kg? De unde apar rezultatele? Păi, e destul de simplu. În primul rând e vorba de disciplină, e vorba de alimentație. Și da, cam ăsta e secretul meu, alimentația. Și acum, să vă zic câteva despre alimentație. E bine, pentru a slăbi, tu trebuie întotdeauna să fii pe un deficit caloric. Acum o să vă întrebați, băi Mihai, ce e ăla deficit caloric? Nu sunt expert, nu vă pot explica eu extrem de bine lucrul ăsta, dar o să încerc. Practic, corpul nostru consumă niște calorii, arde pe zi niște calorii, diferă în funcție de vârstă, greutate și așa mai departe, în medie între 1500-2000 și ceva de calorii pe zi. Bine, dacă tu mănânci mai multe calorii decât reușește să ardă corpul tău, atunci tu vei fi pe surplus, practic, surplus caloric, și vei acumula grăsime, masă musculară și alte lucruri. Eu fac tocmai opusul. Am constatat că organismul e leneș și arde undeva la maxim 1500 calorii pe zi, așa că pentru a slăbi și pentru a avea rezultatele pe care voi le vedeți, a trebuit să mănânc pe deficit caloric. Mănânc undeva cam pe la 1200-1300 de calorii pe zi. Acum, masa sau mesele pe care eu le mănânc sunt în mare parte pe bază de legume, pentru că am zis că vreau să fac o schimbare și să încerc să văd cum ar fi dacă aș deveni parțial vegetarian pentru o perioadă de timp. E bine, aparent e foarte ok. Am rămas și eu surprins, practic nu mai simt nevoia să consum carne. Încă consum carne periodic, chiar și astăzi am mâncat pește, ceea ce a fost wow și mi-a plăcut maxim. Dar nu mai simt nevoia să mănânc atât de multă carne, pe lângă asta nu mai simt nevoia să mănânc foarte multe dulciuri. Și da, rezultatele, după cum vedeți și voi, se văd. Și acum o să vă arăt exact de la ce greutate sau cum arătam atunci când am plecat și cum arăt astăzi, sau cum arătam mai degrabă spus ieri, pentru că încă nu am filmat clipul sau short-ul de astăzi. E bine, fraților, acum că ați văzut cum funcționează toată treaba asta și ați văzut că rezultatele apar, am văzut că unii dintre voi ați început să-mi urmați exemplu, ceea ce mă bucură, pentru că doar așa putem ajunge acolo unde ne dorim. Și da, acest exercițiu sau această transformare o să vă demonstreze atât vouă cât și mie că reușim să ajungem acolo unde ne dorim și că trebuie doar să insistăm și să facem lucrul ăsta. Iar referitor la clipuri, ei bine, vreau în primă fază să ajung la o greutate mult mai joasă și să-mi definez mult mai bine organismul și mușchii, după care o să începem să filmăm din ce în ce mai multe clipuri pe afară. Vreau să mergem un pic să ne și antrenăm, poate o să vă iau cu mine la sală. Nu sunt eu cel mai specialist om care se duce la sală, pentru că credeți-mă, poate mulți dintre voi știu mult mai multe lucruri decât știu eu, dar vă pot lua cu mine să vedeți cum arată rutina mea, după care o să începem în sfârșit să ne dăm cu motocicleta, sper să se încălzească, pentru că de-abia aștept. Și da, anul ăsta avem un plan să ne plimbăm cât mai mult, vreau să ajungem la mare, poate să ieșim puțin din țară, cine știe. Dar pentru a vedea toate lucrurile astea și pentru a vedea inclusiv transformarea pe care eu o să o am, trebuie să nu uitați să vă abonați, fraților, pentru că atunci o să fiți la curent cu ceea ce postez.